Dragii mei, vedeți deja că lumea stă pe un butoi de pulbere care ușor- ușor începe să se aprindă. Iar astăzi, la 2 ani de la începerea războiului în Ucraina, simțim la nivel mondial repercursiuni, iar situația nu se calmează, ci din contră se inflamează mai nou și prin războiul din Israel care, iată, creează repercursiuni și distruge această armonie globală, armonie globală, sau cel puțin ceea ce noi știam că este un sistem mondial de comerț, de tranzitarea mărfurilor care ofereau lumii o anumită stabilitate geopolitică și economică. Așadar, avem două războaie care implică toată planeta, da? Nu mai putem să spunem că, domnule, e război în Ucraina, e război în Israel. În războiul din Ucraina este angrenată toată Europa și toată America. În războiul din Israel iarăși este angrenată pe de-o parte lumea islamică cu Rusia, cu China, așa după perdea, America și Europa pe partea cealaltă. Știm cu toții că America și Marea Britanie au bombardat deja Yemenul. Deci, ceea ce noi știam ca fiind stabil, nu mai este. Congresul acela de la Davos iarăși a creat suspiciuni și tensiuni. Sunt războaie, sunt revolte, revolte ale fermierilor în toată Europa, nu se dau la știri pe cât de intense sunt ele, încă sunt oameni în stradă, transportul este afectat, așadar, oameni buni, lumea. Este pe un butoi de pulbere și are nevoie de rugăciune. Nu mai fiți naivi și nu mai stați într-o uh, liniște nepăsătoare cum ne vorbește Biblia despre uh, cetățile acelea care au fost distruse din uh, Vechiul Testament și voi le știți, nu le dau numele ca să nu intre uh, clipul ăsta în uh, derivă, așa să fie aruncat undeva în dosul internetului. Dar liniștea nepăsătoare ne poate costa. Ce avem noi de făcut? În primul și în primul rând să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm intens pentru lumea aceasta și vreau să vă spun un lucru: foarte multe nu putem schimba, lucrurile trebuie să se întâmple, dar noi trebuie să ne punem la dăpost. Va exista foarte multă tensiune, foarte multe repercursiuni. Lumea va începe să resimtă aceste tensiuni, confortul pe care l-am știut-o din va începe să scadă, liniștea pe care o știam, de exemplu, uitați-vă, în anumite zone ale lumii nu se mai poate călători, e destul de multă tensiune, și lucrurile par să, să, să se accentueze. În primul rând, am spus trebuie să ne rugăm pentru uh, liniștea noastră și a copiilor noștri și Dumnezeu să ocrotească România de vărsare de sânge. Se știe și nu e de ieri și nu e de uh, azi, ci de doi ani de zile România se înarmează masiv. Suntem suntem uh, la granița războiului cu uh, una dintre cele mai mari puteri ale lumii. Putem spune chiar uh, a doua sau acolo pe podium, una dintre cele mai mari puteri ale lumii, anume cu Rusia. Rusia, care tacit sau mai puțin tacit este susținută de statele arabe și de China și de alte state din Asia și Africa. Așadar, lumea se împarte în două, iar România este, din nou, din nou. Prinsă la mijloc. Întotdeauna am fost uh, între civilizații și am protejat Europa, care nu ne primește, iată, prin uh, spațiul ei Schengen, uh, tot ne amână. Noi chiar ascultam un fermier uh, român care este viral acum pe internet și spunea: Noi am, am protejat România, noi oferim lemn, gaz și petrol Europei. Noi oferim mână de lucru, noi oferim meseriași, uitați-vă că Europa e plină de meseriași români, exceptând o mână de hoți care fac de râs națiunea asta, sunt o minoritate să știți, dar dintre cei 5 milioane cât sunt oficiali da, plecați în, în Europa și în lumea întreagă, din 5 milioane eu cred că nu sunt nici câteva, nu știu, poate zeci de mii de hoți, da, maxim. Însă restul sunt oameni de bună credință, oameni cu studii, oameni cu meserii și oameni care ridică Europa. Așadar noi, noi suntem Europa, noi protejăm Europa, noi oferim Europei materii prime de toate felurile, aur, cupru, cărbuni, petrol, gaze, lemn, sare, grâu și tot felul de cereale. Suntem un grânar al Europei și cu toate astea, iată, tocmai noi nu suntem primiți în Europa și suntem disprețuiți și suntem văzuți ca niște sclavi. Și lucrurile astea se vor schimba. În al doilea rând, în vremurile astea, fiți chipzuiți. Învățați să trăiți uh, cu mai puțin, uh, învățați să postiți, învățați să puneți deoparte, faceți-vă treburile, dar învățați să puneți și deoparte, învățați să uh, ajutați, să ajutați pe cei din jur, veți vedea că anumite lucruri vor începe să scadă, veți vedea că anumite joburi vor începe să se împuțineze învățați să trăiți în comunități, comunități chiar creștine, învățați să împărțiți din nou zahărul, uleiul, făina, învățați să strângeți și să aveți în cămară, pentru că, da, vremurile vor începe să devină foarte, foarte ciudate și le vedem. Și nu în ultimul rând, învățați să trăiți cu speranță și optimist, da? indiferent ce vedeți în jur, nu vă lăsați mințile și inimile deznădăjduite. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin însuși Iisus Hristos, voi să nu vă tulburați, veți auzi de vești de războaie, veți auzi de foamete, de ciumi, le veți vedea, nu doar vești, războaie sunt și România um, este în război chiar dacă nu e un front de război. România Uh, și toate taxele astea pe care le vedeți acum sunt puse și toate birurile și toate uh, aceste uh, uh, taxe, da, cum le-am și spus, uh, pe care le vedem uh, sunt puse tocmai pentru a înarma România, pentru a o pregăti de un eventual război și pentru a fi gata oricând să-și apere teritoriile. Și da, iată, suntem implicați fiecare dintre noi, taxe crescute, toată tevatura asta economică din România și din lume este creată de război suntem implicați în război repet chiar dacă nu cad bombe în România suntem în război treziți-vă și haideți să mijlocim pentru România haideți să ne adunăm să ne rugăm să mijlocim Dumnezeu să păzească România de vărsare de sânge Dumnezeu să facă din uh, uh, România o oază și nu uitați că lucrurile astea au ajuns într-o situație atât de critică din cauza păcatului, din cauza huzurului, din cauza lăcomiei, din cauza uh, uh, lăcomiei cu care păcătuim, din cauza faptului că ne-am lepădat de Dumnezeu, și iată, Dumnezeu trimite împotriva noastră popoare a căror limbă nu cunoaștem popoare sălbatice, așa cum vedem în scriptură. dar Întotdeauna s-a întâmplat așa când o anumită parte a lumii s-a lepădat de Dumnezeu, s-a lepădat de familie, s-a lepădat de credință, s-a lepădat de morală, s-a lepădat de bun simț, s-a lepădat de uh, iubirea frumoasă, curată și sfântă a lui Dumnezeu. Suportăm consecințele și da, știm că și România a îmbrățișat în mare parte destrăbălarea și iată, plătim un preț. Lumea aia civilizată plătește un preț din cauza lepădării de Dumnezeu. Și așteptați-vă, repet, așteptați-vă să se întâmple lucrurile ca într-un tăvălug care va afecta toată lumea. Dumnezeu să ne protejeze, vă iubesc!